Voința Vișina continuă seria rezultatelor bune în campionatul județean de fotbal Liga a 5-a Seria Vest Dâmbovița. După ce a surclasat duminică Olimpia Orten cu scorul de 6-2, miercuri roșalbaștri s-au impus mai clar decât o arată scorul 3-1 și în derbiul marilor orgolii de la Răscăiescu Petrolul din localitate. Mai mult, Voința Vișina a avut câștig de cauză și la comisii după contestația depusă la jocul de la Ungureni, încheiat la egalitate 4-4, iar diferența de puncte față de principala urmăritoare, Spicul Jugureni, a ajuns la 6 puncte. Spicul Jugureni a reușit o victorie la limită, 3-2 pe teren propriu în fața formației Corbi Mari și continuă cursa de urmărire a liderului din Vișina. Rezultatele complete înregistrate în etapa de miercuri din cadrul Ligii a 5-a Seria Vest Dâmbovița, cât și clasamentul la zi sunt următoarele. AS Dinamo Odaia Turcului, AS FC Potloci, 4-1. AS Spicul Jugureni, AS Corbi Mari, 3-2. ACS Voința Ionești, AS Viitorul Burduca, 5-1. AS Sportul Mogoșani, AS Unirea Cobia, 5-1. AS PCM Ungureni, AS Viitorul Găiești, 6-5. AS Olimpia Morteni, AS Viitorul Odobești Ziduri, 2-2. AS Petrolul Răscăieți, AS Voința Vișina, 1-3. AS Viitorul Străoști, AS Olimpia Picior de Munte, 6-5.